Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Psihologia Relațiilor. Sunt Simona Muscă, iar astăzi vorbim despre un subiect pe care mi-l doresc de foarte mult timp să-l abordăm în această emisiune și îi spun bun venit, dragii și bunei mele prietene, Grațiela Marineață. Bună, Simona, mulțumesc pentru invitație, bine te-am găsit și bine v-am găsit. Să știi că eu te aștept de foarte mult timp în platoul Canal 33 și când realizam emisiunea în culise, dar iată că ne vedem la Psihologia Relațiilor, unde vorbim despre gestionarea emoțiilor și despre conștientizarea acestora, iar tu în calitate de life coach și mentor. Iar în culise te-aș fi invitat ca și cunoscută violonistă, pentru că mulți te cunosc din această zonă, tu fiind și absolventă a Universității de Muzică, da, zic bine, și aș vrea așa un pic pentru început să ne povestești acest parcurs al tău, Grațiela, de la muzică la mentor, la life coach, de ce, când s-a întâmplat și cum te-a ajutat pe tine. Da, încep în ceea ce privește cariera mea așa muzicală, să vorbesc puțin. Am început să studiez vioara la vârsta de 7 ani. M-am înscris la Liceul de Artă din Ilpati din Pitești. Am participat apoi la numeroase olimpiade și concursuri pentru vioară. Iar apoi am urmat studiile la Universitatea Națională de Muzică din București, secția vioară, pe care am absolvit-o în anul 2013. Apoi am avut diverse proiecte și colaborări cu artiștii minunați. Și ai cântat în întreaga lume, da? Laudă-te pentru că meriți să faci acest lucru. Îți mulțumesc pentru că observi acest lucru la mine. Mie îmi place așa să fiu mai mult în modestie, în smerenie, să se spună despre mine, să fac lucruri înainte de a le povesti. Adică mai degrabă să spun că fac lucrurile și apoi îmi place să vorbesc despre ele, tocmai pentru că... Așa pot să simt că într-adevăr am realizat ceva cu adevărat. Da, de-a lungul timpului am fost interesată să cunosc cât mai multe lucruri despre mine însă, să pătrund cât mai mult în interiorul meu, așa că la vârsta de 19 ani, prin faptul că m-am mutat din Pitești, orașul meu natal, în București, am simțit așa multe transformări și atunci am simțit că a venit momentul să mă descoper tot mai mult, să văd ce pot să descoper interiorul meu la un anumit nivel pe care poate că până în acel moment nu l-am mai pătruns. Accesat, cumva? Da, exact. Așa că m-am inițiat de-a lungul timpului în Reiki, am practicat Theta Healing, dans energetic, tot felul de terapii complementare, iar în anul 2020, prin prisma acestei pandemii, am hotărât să mă calific ca și life coach și mentor. Și iată că în prezent ofer sesiuni individuale de coaching și chiar am lucrat la 2 cursuri pe care le-am cu care am avut rezultate foarte bune, mai ales cu persoanele care într-adevăr au fost interesate să lucreze cât mai mult și să observe cât mai multe în interiorul lor. Draga mea, Grațiela, spui tu că fiecare dintre noi, am să citesc dintr-una dintre postările tale, tu crezi cu adevărat faptul că fiecare dintre noi se află aici și acum, tocmai pentru a se transforma și pentru a experimenta cea mai bună versiune a existenței sale, trăind o viață fericită și împlinitoare. Cuvintele acestea, într-adevăr, sunt cuvinte pe care ni le dorim să le trăim cumva cu toții, însă unii dintre noi nu ajung niciodată la această conștientizare a faptului că suntem aici și acum, pentru că așa ne-a fost dat. Ci mulți dintre noi blamează și cumva neagă toate experiențele și emoțiile pe care le trăiesc. Cât de greu este să ajungem să ne conștientizăm emoțiile? Este nevoie de foarte mult curaj ca să ne putem conștientiza și gestiona emoțiile. Nu este tocmai ușor, însă, dacă într-adevăr conștientizăm faptul că suntem aici pentru a trăi o viață frumoasă, e necesar să lucrăm cât mai mult asupra noastră și să lucrăm în fiecare zi. Cum facem asta? De unde începem? Când? Începem să scriem ce emoții avem, ce înseamnă pentru noi acele emoții și cum le putem transforma, poate din unele negative, în unele pozitive, sau extraterapie, prin muzică, sau cum reușim? Dă-ne, te rog frumos, câteva direcții și indicații practice pentru emoțiile pe care le avem. Da. Sunt mai multe practici, cum spuneai și tu, și prin muzică putem accesa emoțiile, mai ales că muzica ne vindecă și dintotdeauna muzica a vindecat, frecvențele acelea ne-au vindecat pentru că și noi suntem vibrații și frecvențe. Și
Și în ceea ce privește emoțiile, în primul rând este important să le conștientizăm, să ne dăm seama de ce emoții trăim în acel moment. Pentru că, dacă ai observat, dacă întrebi o persoană cum se simte, ea poate să spună că este bine. Dar sub acel bine, de fapt, se află extrem de multe emoții. Ne putem simți, în fiecare zi putem avea tot felul de emoții, dar important e să învățăm să lucrăm asupra lor. Și important să le observăm. Pentru că, de fapt, emoțiile noastre asta doresc. Să fie observate, să fie acceptate, să fie iubite, pentru că sunt părți din interiorul nostru care încă n-au fost scoase la suprafață. Adică au fost scoase la suprafață, dar nu s-a făcut nimic în privința lor. Și e necesar să învățăm să le iubim. Pentru că, de fapt, ele de asta au nevoie. Cât de dureros este, într-adevăr, să trăiești niște emoții, dar cât de revelator este să poți să te eliberezi de ele. Spuneai că, într-adevăr, unii oameni poate că nu ajung niciodată să trăiască acea stare, bucuria a unei vieți, așa cum este ea până la urmă, nu? Da. Cum ai spus și tu, bună sau mai puțin bună, așa cum este ea. Da. Acea bucurie, pentru că vorbeam și înainte de emisiune, că fiecare boală, nu? Să o numim așa, vine pentru a ne învăța lecții, pentru a ne imobiliza în pat, nu? Pentru a ne opri din traseul nostru, din ceea ce facem, astfel încât să fim conștienți de ceea ce trăim. Da, cu toate că poate pentru mintea rațională nu pare acest lucru, de fapt boala este o binecuvântare. De ce? Pentru că îți arată că ceea ce faci nu este în concordanță cu sinele tău, cu ceea ce ești tu. De multe ori facem lucruri pentru că trebuie să le facem, dar de fapt nu acel lucru este într-adevăr ceea ce ne dorim. Adică de multe ori ne trădăm sufletul, de multe ori ajungem să nu mai punem la socoteală faptul că a ne reprima emoțiile, a ne reprima trăirile înseamnă de fapt să ajungem în suferință. Și boala e așa un moment de reflecție. Adică asupra vieții noastre, asupra a lucrurilor pe care le facem în fiecare zi, asupra misiunii pe care o avem în această viață. Și din când în când e necesar cumva să ne oprească din ceea ce vrem noi să facem, pentru că la nivel rațional vrem una, la nivel sufletesc, emoțional vrem cu totul altceva. Și există acest conflict. Și acest conflict, de fapt, somatizează, nu? Somatizează. Și ne aduce în acea zonă. Deci, practic, să ne oprească din drumul nostru, din parcursul nostru, pentru că probabil nu era cel pentru menirea noastră, să numim așa. Da. Și putem, adică am observat la multe persoane că în momentul în care trăiesc tot felul de experiențe mai dureroase, în urma acestora, de fapt, observă că pot trăi viața altfel. Pot vedea viața ca pe binecuvântare, pot vedea faptul că pot fi recunoscător pentru lucrurile pe care, de fapt, le au, dar nu le acordă atâta importanță. Nu le consideră binecuvântări. Și te oprește din când în când viața și te pune așa să te uiți la ceea ce ai făcut până în acel moment și să dai seama dacă ceea ce ai făcut până în acel moment este ceea ce vrei să faci și mai departe. Și în urma bolii, de multe ori, observăm că ni se arată în față un alt traseu, un alt drum, mult mai înțelept pentru ceea ce avem de făcut. Of, Grațiela, mă uit așa la tine și te ascult cu atâta drag și tare mult mi-aș dori. Eu mi-aș dori să se întâmple o minune, practic, și să ajung la această așezare a ta. Pentru că așa o pot numi, așa te văd, o femeie așezată, o femeie împlinită, care își acceptă viața așa cum este. Însă, dacă trecem, de exemplu, prin decesul unei persoane dragi, este o emoție și o trăire și un lucru evident, da? Pentru că, așa cum spuneai și tu, mintea ne joacă feste sau mintea ne creează scenarii, nu? De multe ori. Însă, decesul unei persoane dragi sau a unui prieten, da? Cum depășim acel moment astfel încât să nu cădem într-o zonă în care să vedem totul gri, chiar spre negru? Da. Cum ne vindecăm? Este necesar... Cum acceptăm? Da, este necesar să acceptăm faptul că acea persoană a plecat din această existență. Nu este ușor, categoric, pentru că poate să fie un părinte, poate să fie un copil, poate să fie cineva extrem de apropiat. Frate, soț, un frate, exact, da? Exact. Însă, într-adevăr, în acel moment chiar nu mai avem ce face. Și e necesar să lucrăm, pentru că nu degeaba acea situație a venit în existența noastră, pentru că ne face să ne uităm și mai mult
la ceea ce iese la suprafață din noi în astfel de momente. Adică în astfel de momente, pe lângă durerea, tristețea, așa, pe care le avem, regretele și tot ce trăim, da, pot exista niște, pot ieși la suprafață niște emoții pe care nu le conștientizam înainte. Și necesar să ne uităm la ele. Este o perioadă de doliu pentru noi, pentru sufletul nostru, care este absolut normală și e necesar să vedem cum putem să lucrăm mai mult la noi, pentru că și un doliu, și o moarte, și o despărțire, de fapt, ne ajută să evoluăm. Din păcate, omenirea încă evoluează prin suferință. Avem posibilitatea de a alege între a evolua prin suferință sau a evolua prin iubire. Dar e destul de dificil până ajungem la acel nivel să evoluăm numai prin iubire, să vedem că totul poate fi acceptat și iubit în orice secundă. Până atunci este de parcurs un drum destul de lung. În ceea ce privește vindecarea de după o astfel de experiență, cred că fiecare dintre noi ar putea să aibă așa un moment de interiorizare. Să-și dea seama... Să stăm noi cu noi, să ne retragem un pic din activitățile cotidiene. Exact. Adică să nu fugim de ceea ce simțim, pentru că majoritatea oamenilor sunt tentați să fugă de ceea ce simt. Și nu aceasta este soluția, pentru că acele emoții oricum există în interiorul nostru. Și la un moment dat, tot revin. Sunt persoane care consideră că dacă ies în oraș sau citesc o carte sau se uită pe telefon sau, nu știu, se uită la un film, gata, au făcut ca acea stare să treacă. Da, poate să treacă pentru un moment, dar la un moment dat acea stare va reveni. Pentru că ceea ce nu este văzut, la un moment dat va ieși la lumină. Va fi necesar să iasă la lumină. Și emoțiile se adună, se reprimă, se suprimă și la un moment dat ele vor veni în fața ta ca să le vezi, să le feri acea iubire. Pentru că, de fapt, în momentul în care suferim, de fapt, noi avem în interiorul nostru impresia că nu mai putem trece prin acea experiență, că nu avem puterea, resursele. Și că totul se termină și că suntem și noi aproape de un final. Exact. Dar nu este așa, pentru că, probabil, privind așa în urmă, ne dăm seama că am avut multe experiențe în care... Am crezut același lucru. Da, la pământ și am crezut că nu mai putem trece prin acea experiență, că nu mai putem face față vieții. Dar, de fapt, acum, uitându-ne în urmă, ne dăm seama că acea experiență ne-a întărit atât de mult și ne-a dat putere cum nici nu ne așteptam. Și ne-a ajutat să ne luăm niște daruri din interiorul nostru pe care poate în exterior nici măcar nu le-am fi găsit vreodată. Totul este în interiorul nostru, eu asta consider și asta simt, că tot ce avem nevoie este în interiorul nostru. Dar e necesar să ne interiorizăm, să vedem ce este acolo și ce putem face cu acele resurse. Și chiar și în astfel de momente. Momentul în care, de fapt, noi lucrăm în fiecare zi asupra noastră, ne dăm seama că întotdeauna avem posibilitatea de a ne pune din nou pe picioare. Pentru că ne dăm seama ce este acolo. Dar dacă noi evităm cu ani să nu ne uităm către noi, normal că în astfel de momente viața chiar ne poate pune la pământ și avem impresia că s-a terminat totul și că putem intra în depresie sau pot fi alte cazuri și mai dureroase. Dar dacă ne uităm la noi, reușim totuși o vindecare și cu toate acestea avem nevoie și de oameni în viața noastră pentru a contura o viață mult mai frumoasă sau mai armonioasă. Uh-huh. Iar acei oameni, iată, printr-un deces au plecat, prietenii poate fiecare și-au luat zborul către alte țări, către alte meleaguri. Cuplurile vedem cât de greu se formează, cât de greu se sudează după ce s-au format. Uh-huh. Și suntem într-adevăr noi cu noi, cum frumos mi-ai spus tu la un moment dat, că nimeni nu e singur atunci când crede în Dumnezeu. Exact. Cum putem, după ce ne-am vindecat și avem iubire de sine, iubire pentru cei din jurul nostru și cu toate astea, iată că, uite, suntem în perioada sărbătorilor. Mm-hmm. Ne găsesc singuri aceste sărbători. Da, sunt persoane care, într-adevăr, trăiesc singure. Însă, așa cum și ție ți-am spus la un moment dat, niciodată nu suntem singuri. Întotdeauna îl avem pe Dumnezeu în noi și în afara noastră. Și important, în astfel de situații, când ne simțim singuri, să vedem de fapt că avem atâta putere în interiorul nostru și că putem să ne facem viața atât de frumoasă chiar și singuri. Cu toate că, într-adevăr, e nevoie de relații să putem să existăm. Dar, să oferim, nu? Și să oferim, până la urmă. Să oferim, să primim, dar până la urmă, urmei, nimeni din afara noastră nu ne poate aduce fericire. Pentru că dacă persoana respectivă a plecat, noi ne simțim nefericiți. De fapt, suntem iar în punctul în care eram până ca acea persoană să sosească în viața noastră.
Și în momentul în care o persoană pleacă din viața noastră, fie printr-o despărțire, fie printr-o moarte, atunci ne dăm seama că noi nu am rezolvat niște lucruri, ci doar am pus pe umerii acelei persoane fericirea noastră. Deci tu susții următoarea teorie. Când intrăm într-o relație, da, de prietenie, de iubire, da? Deci orice, chiar dacă avem prieteni noi sau parteneri de viață noi. Noi nu suntem vindecați total. Ei apar, pleacă, pentru că fiecare are un tren, da, și anumite gări, coboară într-o anumită gară, iar noi suntem nefericiți, chiar dacă noi în momentul în care am început relația respectivă, consideram că suntem împăcați. Da. Pentru că aceea a fost doar faza incipientă, în care noi credeam că oricât ar dura noastră, relația respectivă? O lună, un an, 10? Poate noi putem fi fericiți doar dacă suntem noi cu noi înșine fericiți. Celălalt poate să fie un bonus în viața ta. În momentul în care celălalt pleacă, pentru că oamenii sunt de multe ori sezonieri, mie așa îmi place să le spun, așa, e necesar să ne dăm seama că orice ar fi, ne avem tot pe noi. În toată solitudinea aceea, de fapt, noi ne regăsim. Și acea persoană, prin plecarea ei, de fapt, ne învață această lecție. Că fericirea noastră nu depinde de ea. Depinde doar de noi. Cu sau fără acea persoană, noi trebuie să fim fericiți. Bine, dar uite, când intrăm într-o relație nouă, parcă zâmbetul are mai multe frecvențe într-o zi decât într-o zi anterioară, nu? Deci, clar, oamenii care intră în viața noastră ne aduc mai multă bucurie, mai multă fericire, mai multă lumină. Da, eu sunt de părere că de fapt nu celălalt aduce și doar în viața ta fericire sau bucurie, ci doar te ajută să conștientizezi că acele emoții de fapt sunt în interiorul tău. Doar te ajută să le accesezi. Pentru că emoția, bucuria, tristețea, supărarea, orice emoție ai simțit, de fapt o simți în interiorul tău, așa e? Așa este. Deci toate emoțiile sunt în interiorul nostru. Ceilalți vin doar să ne activeze. Adică, spre exemplu, sunt și situații în care un prieten foarte bun poate că te deranjează și simți că, nu știu, te simți dezamăgit. Dar, de fapt, nu acea persoană te-a dezamăgit, ci faptul că tu te-ai amăgit în privința lui pentru că ai avut niște așteptări, ai avut niște proiecții asupra acelei persoane. Ai crezut că ea este într-un fel și numai în acel fel poate funcționa. Și nu este așa. Și atunci recomand să fim mai obiectivi, să ne uităm mai atent la oameni? Putem să fim obiectivi. Ne-ar încurca aceste proiecții, aceste așteptări? Ne încurcă de fapt? Ne încurcă foarte mult. Pentru că de multe ori proiectăm pe un om ceea ce am vrea noi să fie acel om. Corect. Nu ceea ce este el. Și în momentul în care noi credem că un om poate să fie doar așa cum noi l-am proiectat, el la un moment dat s-ar putea să aibă o zi în care nu se simte bine și, nu știu, prin ceea ce ne răspunde, prin ceea ce transmite, face sau corect, da, să ne apase pe noi așa pe un buton și să ne dăm seama, dar vai, m-a dezamăgit acea persoană, m-a făcut să sufăr. Dar nu acea persoană te face să suferi. Suferința și dezamăgirea erau oricum în tine. Cum facem să nu mai avem aceste proiecții, grație? practic, cum facem că le avem și chiar dacă renunțăm la ele, la un moment dat reapar în viața noastră și ne proiectăm și ne dorim relații de business, de prietenie, de cuplu, din ce în ce mai inspirate din filmele americane. Dar iată că puțin din jurul nostru reușesc să ajungă. Da, e foarte important să ne dăm seama că omul din fața noastră poate să cuprindă toate aspectele pe care și noi le putem cuprinde. Deci calități și defecte. Exact, da. Le putem eticheta așa, deși sunt doar, cum să zic, caracteristici, să spunem așa. Adică mintea noastră de cele mai multe ori privește lucrurile ca fiind bune sau rele, calități sau defecte, le împarte. Știi? Mintea are obiceiul de a împărți lucrurile. În alb și negru de cele mai multe ori. Dar lucrurile doar sunt. Noi le dăm o anumită conotație, noi le dăm o anumită valoare. Și un anumit nume? Și un anumit nume, exact. Pentru că emoțiile ca și caracteristicile respective doar sunt. Noi le punem niște etichete. Da. Și în ceea ce privește acești oameni care vin în viața noastră și pe care noi îi privim la un moment dat într-un mod în care îi punem pe un piedestal, e necesar să ne gândim că oamenii trebuie să stea în inima noastră, nu pe acel piedestal. Să ne dăm seama că și ei sunt umani și că pot avea tot felul de reacții cum și noi putem avea. Noi suntem perfecți? Nu suntem nici noi perfecți. Și noi poate, la rândul nostru, față de alte persoane, am reacționat într-o manieră în care nu ne-am fi dorit. Dar ceva din noi așa s-a pronunțat. Totul e bumerang? Cred și sau în acest karmă, lucru. Cum să o numim, Graziela? Da.
cred în legea karmei, da, legea cauzei și a efectului. Ceea ce facem, la un moment dat se va întoarce asupra noastră. Și nu ca o pedeapsă, ci doar ca noi să învățăm cum e să treci și pe, să fii și pe partea cealaltă. Dar de ce tot timpul atunci când credem că ne este bine, vine karma și sună din clopoțel? De ce lucrurile nu se așează atunci când credem că am învățat lecțiile potrivite pentru momentul acela? Pentru că întotdeauna avem de învățat ceva. Întotdeauna este ceva care să ne ajute să evoluăm mai mult, să ne îndreptăm tot mai mult către interiorul nostru. Cred că am spus de foarte multe ori că e necesar să ne îndreptăm către interiorul nostru, dar aici este cea mai mare bogăție a noastră. Aici este cea mai mare comoară noastră, în interiorul nostru. Ce facem cu emoțiile unei mame care are copii departe? Unul, doi, trei, poate în alte țări sau pe alte continente. Ce facem cu emoțiile acelei mame care, sau acelor părinți care de sărbători sunt singuri, care, noroc cu tehnologia, dacă acum reușesc să-și mai vadă copiii și nepoții, dar în urmă cu puțini ani doar îi auzeau la telefon o dată la o anumită perioadă. Da, bănuiesc că este destul de greu pentru acești părinți care cumva tânjesc după prezența copiilor. Mai ales ajungi la o anumită vârstă, da? Da, exact. Însă nu avem ce face decât să înțelegem că fiecare om are traseul său și că fiecare om are destinul său. Și că dacă un om nu este lângă tine fizic, nu înseamnă că nu este emoțional. Înseamnă că nu este acolo din punct de vedere al sufletului. Și al energiei, nu? Și al energiei, exact. Pentru că noi, cum suntem unul, noi de fapt ne regăsim peste tot în lumea aceasta. Noi nu avem decât percepția aceasta a minții că suntem separați. Dar noi nu suntem separați. Inclusiv prin telepatie putem comunica unii cu ceilalți. De multe ori, probabil că și ție ți s-a întâmplat să te gândești la o persoană și acea persoană să scrie foarte rapid. Sau să sune, sau chiar să ne întâlnim sau chiar, da, da. În plan fizic. Este puterea energiei noastre. Deci acești părinți ar trebui să înțeleagă faptul că acei copii sunt indivizi pentru societate și că și-au ales un drum așa cum le-a fost scris sau că sunt suma alegerilor lor. Nu? Da, exact. Că și ei la rândul lor au fost copii și a fost necesar să-și vadă de drumul lor. Că probabil și părinților se așteptau ca ei să fie mai aproape de sărbători. Sau de casă, sau de casă, sau exact. Să se audă mai des. Exact. Dacă este cumva o prăpastie între aceste generații despre care vorbim și acești părinți ajungi la această vârstă, eu cred că le este foarte greu să înțeleagă faptul că noi trăim într-o lume a vitezei, într-o lume rapidă în care totuși problemele jobului, da, ne acaparează destul de mult și atunci suntem cufundați în această zonă și ne dorim o carieră mai frumoasă, mai înfloritoare, mai recunoscută, mai validată. Uh-huh. Și ne concentrăm atenția mai mult în această uh-huh. zonă decât către familie. Da. Eu cred că acești părinți ar trebui să se bucure pentru copiii lor, pentru faptul că aceștia își urmează drumul și sunt pe picioarele lor. Și bineînțeles să se bucure din plin de prezența acestora când le calcă pragurile, când vin acasă și mai ales poate de sărbători, că poate pentru unii sărbătorile înseamnă acasă. Și acela este singurul moment din an, poate, în care se reunesc, în care se văd cu toții și stau așa cum poate n-au mai stat de mult. Uite, la mijlocul discuției noastre discutam despre decesul uneia dintre părinți, să-l numim așa, da? Discutam despre mai multe ipostaze. Dar uite că nu suntem de sărbători sau nu suntem mai mult în timpul anului, iar când se întâmplă, cel mai mult, dacă suntem întrebați ce regreți sau ce regret, uh-huh. că n-am fost mai mult împreună. Ce se întâmplă cu antiteza asta? Suntem conștienți în cursul întregii vieți, dacă ne-am dorit să fim mai mult aproape de părinți sau de familie, de frați, de cei apropiați, însă nu o facem. Da. De multe ori nu ne dăm seama cât de importanți sunt cei din jurul nostru sau cât de important este ceea ce avem. Nu ne simțim destul de recunoscători pentru ceea ce suntem, ceea ce avem, ceea ce ne bucură sufletele și prețuim abia când nu mai avem. Tot timpul inclusiv, se întâmplă asta? De cele mai multe ori? De cele mai multe ori se întâmplă chestia asta. În momentul în care începi să privești viața ca un dar divin și să fii recunoscător pentru absolut orice, inclusiv pentru faptul că ai deschis ochii dimineața, pentru faptul că ai un pat în care să te trezești, pentru că ai o casă în care să dormi. Adică sunt niște lucruri pe care de multe ori le luăm așa de-a gata. Sunt de la sine interese. Da, nu? Exact. Dar de fapt sunt niște binecuvântări pentru că sunt oameni în lumea aceasta care n-au beneficiat niciodată de un pat.
sunt oameni care au stat pe străzi toată viața lor. Sau, na, au stat prin frig, mai ales în anumite zone în care a fost și frig. Sau au fost încercați de calamități, da? Da. De incendii, de inundații, de lucruri pe care noi le vedem, din fericire, doar la posturile de știri. Da. Și noi nu ne dăm seama că, de fapt, suntem atât de binecuvântați prin aceste daruri pe care le avem și pe care ni le-a oferit Dumnezeu. Și dacă am fi recunoscători în fiecare zi, ne-am dat seama că, într-adevăr, viața este un miracol. Eu am o practică pe care o iubesc. Ne dezvălui? Da, sigur că da. În fiecare zi îmi notez într-o agendă 10 motive pentru care sunt recunoscătoare. Și făcând acest lucru în fiecare dimineață, îmi dau seama că m-am încărcat deja de la primele ore ale dimineții cu o energie extraordinară. Și acea energie se întinde pe toată ziua și până seara sunt așa super încărcată și mă simt tot mai bine. Se întâmplă să repeți unele dintre motive pentru care ești recunoscătoare, nu? Dacă le scrii zilnic. Se poate întâmpla, însă eu mă străduiesc să nu le scriu, tocmai pentru a găsi cât mai multe motive pentru care să fiu recunoscătoare. Adică să-mi dau seama că și faptul că merg la toaletă și mă spăl pe mâini și am apă caldă este un motiv de recunoștință. Să-mi dau seama că aerul pe care îl respir și de care noi nu mai suntem conștienți să-l respirăm este o binecuvântare. Și mai ales în această perioadă în care știm cu toții prin ce trecem. Exact, lume. Dar este important să le scriem, Grațiela, sau ne ajută pentru început? Pentru că e foarte greu să ne schimbăm rutina, chiar și făcând 5 minute de exerciții fizice dimineața, da, sau spunând o rugăciune, sau acest jurnal al recunoștinței. Este suficient pentru început doar să le menționăm în gând sau vocal? Sigur că da, pentru început este suficient și chiar indicat să facem doar asta. Depinde de fiecare dintre noi cât vrea să fie de corect sau de conștient de binecuvântările pe care le are. De foarte multe ori mi-am dat seama că a le scrie este mult mai puternic acest sentiment de fapt decât a le gândi, a le trece așa prin minte. În momentul în care le scriem, de fapt, punem acolo toată energia noastră. Prin acel pix, prin acea foaie, punem cât mai multă energie și chiar simțim altfel lucrurile. Eu am făcut o perioadă de probă prin care doar îmi treceam așa prin minte motivele pentru care eram recunoscătoare, dar recunosc că nu le simțeam la aceeași intensitate ca atunci când le treceam pe agenda. Bine, încercăm să facem acest exercițiu. Grațiela, ce facem cu emoțiile unui copil care trece prin divorțul părinților? Este destul de... Cine ar trebui să-i gestioneze emoțiile unui copil? Indiferent de vârstă, nu? Cred că este un episod dureros și traumatic, da, în viața este... atât a copilului cât și a cuplului. Da, sigur că da. Este important în primul rând ca părinții să aibă grijă și să ofere copilului siguranța aceasta, că indiferent ce se întâmplă între ei, copilul este în continuare copilul lor și va primi dragoste din partea amândurora. Exact, da. Însă sunt cazuri în care este necesară chiar și psihoterapia. Pentru că sunt traume care pot afecta copilul și sunt greu de gestionat. Adică la un moment dat în viață copilul s-ar putea să retrăiască rana aceasta a abandonului și să atragă în viața lui tocmai persoane și situații care să-l abandoneze. Se simte din nou abandonat, pentru că, de fapt, ce? Îi se atrage atenția că acea rană, acea traumă n-a fost vindecată. Deci le va atrage, nu le va respinge? Păi le va atrage pentru că, prin puterea subconștientului, noi ne atragem tot ceea ce experimentăm. Categoric că e la alegerea lui dacă vrea să se uite în acea direcție sau vrea să le respingă. Dar pe măsură ce noi respingem acele traume, acele situații, acele emoții, vrem să scăpăm de ele, noi, de fapt, nu scăpăm de nimic. Ele revin și de fiecare dată când revin, revin mai puternic. Pentru că ele bat la ușa sufletului tău. Uită-te la mine că eu sunt aici și tu nu mă vezi. Și până la un moment dat, dacă un om nu, chiar nu vrea să înțeleagă și să învețe aceste lecții cu ușurință, să zicem, sau mai ușor, apare boala. Somatizează corpul, pentru că nu mai poți să susții acele emoții reprimate și cumva trebuie găsită o cale prin care acestea să se manifeste, să se elibereze, să somatizeze. Da. Așa că e necesar să fim conștienți cât mai devreme. Bine, dar sunt cazuri și familii în care sunt doi copii, da? Părinții divorțează și atunci începe lupta și războiul. Tatăl spune, băiatul rămâne la mine, femeia spune, fata rămâne la mine. Și începe acolo o luptă și un război în care
cei care suferă cel mai mult sunt acei copii. Da. Și ce e important să se întâmple în acel moment? Cât de repede posibil? Că ai spus de psihoterapie și de lucrul acesta, dar când începe acest război, nu cred că s-a mai gândit nimeni că acei copii suferă, ci doar la interesele personale. Da, din păcate există și astfel de cazuri în lume, în care părinții se uită doar la ce să câștige după acel, nu știu, divorț. Și la o răzbunare asupra faptelor celuilalt. Da. Eu sunt de părere, asta este părerea mea, opinia mea, că amândoi copiii, sau cât sunt, ar fi necesar să rămână la un singur părinte. Pentru că apoi ei se vor simți respinși, se vor simți abandonați. Adică de ce fratele meu a rămas la mama și eu n-am putut să rămân la mama? Sau invers. De ce fratele meu a rămas la tatăl meu și n-am putut să mă bucur mai mult de compania tatălui meu? Și în opinia mea e necesar ca copiii să trăiască cu mama în faza aceasta, pentru că mama într-adevăr este prima persoană cu care noi avem prima relație în viața aceasta. Și primul contact. Primul contact. Corect. Încă din perioada intrauterină. Da. Ce facem cu emoțiile unui divorț? Am vorbit despre emoțiile unei despărțiri, dar divorțul, nu știu de ce, atârnă așa ca o piatră un pic mai grea decât, nu știu, persoane care divorțează după 2 ani de relație sau de căsnicie și societatea le pune o ștampilă, din punctul meu de vedere, ușor eronată față de o relație care stă după 12 ani de conviețuire. Da, de cele mai multe ori persoanele care stau în relații foarte mult timp fac acest pas pentru că sunt împinși cumva de familie, de ceea ce ar spune lumea, de societate, și nu fac pentru că de fapt asta simt cu adevărat. Nu se mai regăsesc, poate de multe ori nu se regăsesc în acea relație și totuși continuă să facă acest pas pentru că au impresia că vor fi judecați. Sau vor să mulțumească pe cineva, de da, fapt. Da, dar asta înseamnă că nu te asumi tu prin ceea ce ești și vrei doar să demonstrezi. Ceea ce înseamnă că nu-ți cunoști încă valoarea, nu-ți cunoști încă principiile și vrei să faci ceea ce vor alții. Și tu parcă ai fi o marionetă și tu n-ai avea stăpânire pe viața ta. Ceea ce, na, n-ar fi tocmai de dorit. Dar se întâmplă lucrul ăsta, vedem multe cazuri în jurul nostru, nu numai prin relații, dar și prin meseriile alese, nu? Da. Când copiii merg pe un drum ales de către părinți și atunci, iată că nu se simt împăcați, nu se simt bine, nu se simt liberi și ajung să aibă tot felul de emoții. Da, pentru că aceste persoane au de învățat puterea personală. Să-și dea seama că pentru a fi fericiți e necesar să ia decizii în concordanță cu ceea ce simt ei. Nu cu ceea ce le spun părinții, nu cu ceea ce le spun prietenii sau cei apropiați. Corect, exact, corect. Ci ceea ce au ei de trăit, pentru că nimeni nu trăiește în locul nostru, nimeni nu respiră în locul nostru. Corect. Și aici avem o viață pe care, na, nu știm exact când o vom termina. Și de ce să nu ne străduim să o trăim cât mai mult în concordanță cu ceea ce vrem, cu ceea ce simțim? Adică, pentru ce? Păi da, dar nu e greu, Grațiela? Că, nu știu, jumătate din viață ai fost ghidat sau ai fost o păpușă marionetă, da, de către factorii pe care i-am menționat. Nu-i greu să spui stop, gata, vreau de acum să fiu altfel, să fiu eu, nu altfel, vreau să fiu eu? Ba da, este foarte greu, nu greu. Și când se întâmplă acest declic, de fapt? De obicei se întâmplă în momentul în care îți dai seama că nu mai poți să trăiești așa. Când acea suferință ți-a ajuns până la os și când te-ai hotărât să faci ceva cu viața ta, să ții cont de ceea ce vrei tu să trăiești. Și că oricât de mult ți-ai iubit părinții, oricât de mult i-ai iubit pe cei din jurul tău, e necesar să trăiești pentru tine. Pentru că niciodată nu știi cât mai ai de trăit. Și așa că de ce să nu ne bucurăm de poate ultimii ani din viață? Sau ultimele zile, sau nu știm niciodată. Zile, apropo de acest subiect, ce facem cu această emoție a fricii de moarte? Există în toți, da? În fiecare da. Dintre noi există, pentru că nu cunoaștem ce se întâmplă dincolo de moarte sau cu acest episod. Și noi, ca specie, am căutat tot timpul răspunsuri și direcții. Da. Și poate de aceea ne-am și îndreptat către religie, pentru că ne este mult mai ușor să acceptăm sau să credem faptul că dincolo de acel moment se va întâmpla ceva mai frumos, nu? Da, cu toții avem această frică de moarte. Pentru că frica, orice frică pe care o avem, de fapt, săpând așa în interiorul nostru, ne dăm seama că are la bază frica de moarte. Frica de necunoscut care duce, de fapt, către frica de moarte. Și o avem cu toții, pentru că prin acest ego
De fapt, și trăim în această realitate. Însă moartea nu există. Din punct de vedere al sufletului, moartea nu există, pentru că sufletul este veșnic și chiar și religia ne învață acest lucru. Moartea nu există, este doar o trecere în altă dimensiune. Este doar o trecere prin care ne dezbrăcăm de corpul fizic și ajungem în alte dimensiuni. Pentru că corpul este trecător, dar sufletul este întotdeauna viu, nu? Viu, să-l numim așa. Infinit. Infinit. Dar cu această emoție, când ne e frică, nu știu, să zburăm, da? Să călătorim cu avionul, să stăm singuri în casă sau frica de întuneric, până la urmă se traduce într-o frică și într-o emoție finală de frica de moarte. Cum exact. Ne bucurăm mai mult de fiecare clipă? Cum să facem acest lucru? Când, iată, trăim niște vremuri cu acest virus despre care nu știm, da? Cum va evolua, s-a evoluat, nimeni nu știe. O perioadă în care, iată, că sunt scumpiri peste tot, o perioadă în care ne este greu din majoritatea punctelor de vedere. Cum facem noi, Grațiela, să avem o viață împăcată, mai frumoasă, mai bună? Ce exerciții ne recomanzi? Da, este dificil acum să vedem așa cum fața noastră se desfășoară niște vremuri pe care nu le-am mai trăit, niște vremuri dificile, dar cum fiecare suferință pe care o avem ne învață lucruri importante pentru evoluția noastră și fiecare suferință aduce, de fapt, evoluție, e important să ne amintim că toate lucrurile au un sens și au un rost. Și această perioadă, de fapt, ne ajută să vedem ce alte talente putem avea, ce putem face noi mai bun pentru noi și pentru alții. Din acest motiv, apropo, anul trecut, când a început pandemia, am avut așa imboldul de a aduce în viețile celorlalți ceea ce și pe mine m-a ajutat. Tocmai din acest motiv m-am certificat ca și life coach. Și totuși, această perioadă care poate părea gri, neagră pentru unii, ne poate aduce multe binecuvântări, dacă alegem să privim acest lucru. Ne poate ajuta să ne dăm seama că putem trăi cu mai puțin decât eram obișnuiți, că putem aprecia mai mult lucrurile simple, că nu e necesar să trăiești într-un anumit stil de viață ca să te bucuri de ceea viața ce ai. În sine, da, corect. Exact. Ne-a făcut probabil să o conștientizăm și să punem mai mult preț pe ceea ce înseamnă a fi unii lângă alții. Pentru că, după cum știm, am stat și o perioadă în casă și atunci ne-am dat seama cât de importante sunt relațiile cu cei din jurul nostru. Totul stă în alegere, în ceea ce alegem noi să facem, ceea ce alegem în fiecare zi. Pentru că, apropo de exerciții, uite, spre exemplu, pe mine mă ajută foarte mult când mă trezesc să-mi pun o intenție. Vreau ca această zi, da, vreau ca această zi să se desfășoare minunat. Și cumva, dacă am această intenție, face ceva universul acesta în viața mea, astfel încât eu chiar să pot să trăiesc cât mai minunat în acea zi. Categoric că și eu, fiind om, întâlnesc tot felul de experiențe, am tot felul de trăiri și la mine ies la suprafață emoții. Dar am învățat cum să lucrez cu ele, am început să mă uit la ele, să le accept, să le ofer iubirea mea, să le urez bun venit prin faptul că ele se arată și să mulțumesc unei situații sau unei persoane pentru faptul că mi-o pune în față. Și fără acea persoană n-aș fi putut, de fapt, să-mi conștientizez acea emoție și să văd ceea ce este acolo. Pentru că emoțiile întotdeauna vor apărea. Adică ele doar se pot diminua, dar eu nu sunt de părere că ele vor pleca definitiv. Nu, noi trăim prin aceste emoții. Și important e să le integrăm, să putem să vedem de ce vin ele, pentru că o emoție bate la ușa sufletului tău ca să-ți transmită un mesaj. Pe măsură ce ne vedem aceste emoții, ne dăm seama că ele nu sunt atât de înfricoșătoare. Ele vor doar să fie văzute de către noi. Și pe măsură ce lucrăm cu ele, acestea se diminuează. Foarte frumos ce spui, real. Bun, dar iată că sunt persoane, că ai spus că noi suntem formați din emoții și că trăim din emoții. Sunt persoane care se autodeclară stană de piatră și care spun, eu nu mă pot implica într-o relație interumană, sunt ca o bordură sau sunt stană de piatră. Da. Ce pot face acele persoane, pentru că sunt sigură că își doresc să trăiască emoții și sentimente și să se implice, însă sunt blocați. Ce e important pentru ei de făcut, Grațiela? Da, sunt și astfel de persoane.
Însă aceste trăiri, aceste stări au la bază multe traume. Asta este părerea mea, pentru că în momentul în care tu ai vrea totuși să te implici, dar totuși nu poți, ceva nu te lasă, e clar că acolo este ceva mult mai profund. Pentru că, cumva, în firea noastră, noi vrem să ne implicăm în relații. Noi suntem făcuți să ne iubim unii pe alții. La baza noastră este acest sentiment de iubire. Dar ce mă împiedică pe mine? Ce bariere îmi pun eu, astfel încât să nu mă pot apropia de un om? Frica, oare? Sigur că da, frica de suferință. Frica de a nu suferi, pentru că în alte experiențe, poate chiar și în copilărie, prin ce s-a întâmplat în familia mea, în ce am văzut în jurul meu, am conștientizat că a te apropia este periculos. De ce? Pentru că suferi. Pentru că, într-adevăr, punem iar, cum spuneam la începutul acestei emisiuni, punem iar în spatele celuilalt fericirea noastră. Bine, da, nu e cumva, nu știu, ca la jocurile de noroc, da, să le numim așa. E, poți să suferi sau poți să fii fericit? Așa este. Nu putem e despre alege. Asta? Putem alege, sau dar... Sau putem lăsa să se întâmple lucrurile, nu? Pentru că eu cred că dacă lăsăm să se întâmple, bineînțeles că și ajutați de ceilalți sau de cealaltă persoană, lucrurile se pot îndrepta către suferință sau către fericire, nu? E adevărat, dar în primul rând e necesar să alegem asta. Să fim sinceri cu noi și să ne dăm seama dacă asta ne dorim și asta vrem să facem, să ne apropiem de o persoană. Pentru că dacă eu din start mă gândesc că eu nu vreau să mă apropii de acea persoană pentru că am mai suferit, eu așa o să fac cu toate relațiile mele. Pentru că nici nu vreau să mă uit la mine, să văd ce s-a întâmplat acolo, ce bariere am de nu mă las să mă apropii de acea persoană. Că sunt într-adevăr persoane care ar vrea totuși, dar au frica aceasta foarte mare de suferință. Nu mai vor să treacă prin acea experiență. Dar asta ne face să conștientizăm că, de fapt, ceea ce a fost acolo de mult încă mai este. Ba chiar probabil s-a amplificat. Și că poate mintea bate sufletul? Da, ne lăsăm cuprinși de rațiunea aceasta și nu ne dăm voie să trăim de cele mai multe ori. Pentru că avem aceste frici. Grațiela, acum pe final mai avem doar câteva minute, da. Și anume 3. Spune-ne un pic despre acele workshop-uri prin muzică pe care le susții tu. Da, am început recent să desfășor workshop-uri de conștientizare a emoțiilor, ale emoțiilor prin muzică, în care mi-am adus și instrumentul meu, regina mea, vioara. Și pur și simplu mă las ghidată de ceea ce simt în acel moment, de energia grupului, de energia oamenilor care sunt în fața mea și interpretez, creez de fapt linii melodice care ajută acei participanți să intre într-o stare de relaxare și de vindecare, și anume undele teta ale creierului nostru, și astfel că în acele momente se pot lăsa. Își dau voie, da, să simtă altfel acele emoții. Pentru că muzica, fiind vibrație, ne ajută foarte mult să putem să conștientizăm niște lucruri în legătură cu noi. Ne poate relaxa, ne poate vindeca. Muzica întotdeauna a fost o terapie pentru suflet. Așa este și îmi place foarte mult cum ai combinat tu aceste două abilități sau talente, nu? Pe care le-ai îmbrățișat. Mulțumesc! Mai ales că într-adevăr le susții pe ambele, le faci bine pe ambele și mi se pare foarte interesant acest workshop pe care, nu știu dacă a fost ideea ta sau dacă ai îmbrățișat-o, însă mi se pare important ca oamenii să acceseze altfel de workshop-uri, și cele clasice, într-adevăr, le susțin și le recomand, însă căutările acestea ale noastre ca specie, mi se pare important că există răspunsuri la ele. Da. Și că, așa cum ai spus și tu, această perioadă a pandemiei pe care am traversat-o și, din păcate, încă o traversăm, ne-a făcut să ne accesăm noile talente, nu? Sau abilități, sau să vedem ce alte îndeletniciri avem. Tu ai făcut-o pentru că a fost nevoie de asta? Te-ai simțit cumva ca artist amenințat? Nu știam exact ceea ce va urma și pentru că s-au oprit în acel moment evenimentele, am simțit că este momentul să fac ceea ce oricum îmi propusesem la un moment dat să fac. Să ofer oamenilor din ceea ce și eu am acumulat prin experiențele mele, prin toate cursurile și toate terapiile pe care le-am făcut de-a lungul timpului și să dau mai departe ca și eu să mă simt în folosul celorlalți.
Și acum, în acest an, am simțit să îmbin muzica cu dezvoltarea personală, tocmai prin a fi de folos cu toate abilitățile mele, cu tot ceea ce pot eu să ofer acestei lumi. Felicitări, Grațiela Marinaţă, mulțumim din suflet pentru prezență, te așteptăm cu drag și data viitoare și alături de Regina Tavioara. Îți mulțumesc din toată inima. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, sunt Simona Muscă și vă dau întâlnire data viitoare la Psihologia Relațiilor.